Salutare, prieteni! Astăzi o să vă arătăm ce avem pe iPhone. Adică ce aplicații am și chestii de astea. What's on my iPhone? Hai să vedeți ceva. Ia uitați ce fel face lumina acolo, vedeți? Hihi. Super mișto. Ok. Hai să începem cu începutul. Am Spotify, care îl folosesc mereu. Am Tweakbox, pentru că și asta îl folosesc mereu, pentru că fără asta nu pot să am asta și tot așa, și mai aveam și YouTube Plus Plus, dar acum nu mai am. Asta este o aplicație de PS și asta și asta pe care le mai folosesc uneori. Iar aici avem Wish, avem DBA, este gen OLX, numai când pe daneză sau ceva în genul. Avem aici Photography, un folder cu aplicații care le folosesc ca să editez poze. Deci toate aplicațiile astea sunt ca să editez poze. Place mult asta și cu asta. Și asta. Și asta e ok. Iar aici avem folder cu chestii care nu le folosim, desigur. Iar asta este MobilePay. Dacă vreți să-mi donați bani, o să vă las numărul în descriere sau hai că vi-l spun acum 41500019 și donați-mi și mie câțiva bani pe MobilePay. Asta este o aplicație unde își cumperi haine pe care o mai folosesc, iar asta este Instagram. Să nu uitați să-mi dați și mie follow și like ca să facem mai mulți aici. Aici am niște aplicații cu wallpaper, chiar dacă nu le folosesc niciodată, mi-am făcut unul, nu știu ce. Iar aici în bar îmi țin mesajele, telefonul, Safari, cameră și este Facebook. Iar aici am un folder cu jocuri, vedeți? Jocul ăsta îmi place mult tare. Nu prea mai joc că nu s-a updatat pentru iPhone X. Și ăsta e mișto, ăsta îmi place mult. Deci jocul ăsta chiar este super tare. Uitați și voi ce fel se vede, că au făcut update la el. Deci se vede pe tot ecranul. Și super tare, e un joc cu drift. Dăm aici drifting, alegem-o de asta la nimereală și uitați ce mișto se vede pe tot ecranul. Deci ziceți voi că nu e super, super fucking tare și faci așa drift. Pui frână de mână și faci... Uau! Băi, stai, băi, stai că am luat curul prea mare. Și accelerezi așa. Adică sunt foarte bun la jocul ăsta, dar nu știu sigur dacă pot să fac multe puncte așa deodată fără să mă opresc din făcut drift, pentru că e destul de greu să nu te oprești din făcut drift. Pentru că sunt curbe mai mari, mai mici și trebuie să pui frână, de exemplu aici, uite, și trebuie să mai pui frână și mai te oprești așa un pic și tot așa. Bă, hai mă, că eu mă joc cam mult. Da, deci astea sunt aplicațiile, jocurile care le am pe telefon, astea wallpapers. Iar aici am prostii, ăsta îl folosești la chestii diferite, gen îl primești cu iOS 11 și ăsta nu-l folosesc nici ăsta. Avem aici Creator Studio, să vedem cum fac videoclipurile mele, cam nașpa. FaceTiming și da, nu sunt multe chestii, vedem ce mai trebuie să dăm update. Eu nu mi-a... Oh, uite, mă, what the fuck, ăsta nu l-am văzut. Și nici asta. Da, păi am dat update și gata. La restul nu dăm. Și cam așa arată App Store-ul. E ciudat rău. Mi-l prea-mi place. Da, n-ai ce să-i faci, jocuri peste jocuri. Aici se descarce, aici nu te plictisești, Minecraft poți descărca și gratis dacă te enervezi puțin. Uitați aici, nu la software update și avem ultimul update și să vedem cât loc, deci uitați, ăsta are 64 de giga și mai am 47 de giga liberi. What the fuck, eu v-am zis că e nefolositor un iPhone cu 256 de giga, n-ai ce să folosești atâta loc. N-ai cum să folosești atâta loc, e pur și simplu, n-ai cum. Bun, cam atât și cu acest videoclip. Peace out, motherfuckers.